Stabilim foarte clar un lucru. Nu există dovadă mai mare de cinism decât atâțarea fricii românilor și răspândirea extremismului pentru a stoarce voturi din frica oamenilor. Când un fost șef de stat, ca domnul Traian Băsescu, care a fost ținut în funcție de lideri europeni, sărățoiește acum ipocrit la aceiași lideri europeni și atâță fricile extremiste ale românilor, acesta, în opinia mea, nu este altceva decât cinism și inconștiență.